Republica Ucraina, luptând pentru libertatea sa, o apărea și pe Republicii Moldova. Protestele sunt o modalitate democratică de a exprima nemulțumirea față de anumite situații, dar acestea pot fi organizate de partide politice care sunt finanțate transparent și respectă legea. La mod de grupări corupte, a declarat președintele Alexandru Cadrul, în Moldova.